Bună tuturor! Sunt Odosa Claudia și astăzi voi citi O lume uimitoare, pinguinii. Pinguinii. Ce sunt pinguinii? Unde trăiesc pinguinii? Pinguinii mici, pinguinii imperiali, pinguinii săltăreți, puii de pinguin, distracția la pinguin, puzzle și jocuri. Te voi acompania în aventura pe care urmează să o trăiești odată cu această lectură și îți voi oferi informații extraordinare. Să vedem. Ce sunt pinguinii? Pinguinii sunt o specie amuzantă de păsări. Aceștia nu pot zbura, dar pot înota. Sunt păsări de apă mari care nu zboară. Aceștia își petrec majoritatea timpului în mare. De-a lungul timpului, aripile lor s-au transformat în înotătoare pentru a-i ajuta la înnot. Pene. Pinguinii au pene de culoare închisă și pene albe. Aceștia îi ajută să se ascundă când sunt în apă. Continuăm. Unde trăiesc pinguinii? Pinguinii trăiesc în locuri diferite, însă toți pinguinii trăiesc aproape de mare. Adăpost în cos. Pinguinii trăiesc de obicei pe țărinile nisipoase sau stâncoase, aproape de apă, acolo unde se hrănesc. Aceștia pot trăi și pe insule, apărându-se în acest fel de animalele de pradă. Unii pinguini trăiesc în locuri calde, dar cei mai mulți dintre ei preferă apele mai reci. Mulțime de pinguini. Pinguinii trăiesc în grupuri mari, numite colonii. Unele colonii au peste 1 milion de pinguini. Continuăm. Pinguinii mici. Pinguinii mici sunt cei mai mici pinguini. Păsări albastre, pinguinii mici au pene strălucitoare de culoare albastră, gri și albă. Acești pinguini își petrec zilele vânând pești în ape de adâncime mică aproape de țărm și merg înapoi la cuibul lor timp de noapte pentru a dormi. Ei își fac cuiburi din crăpăturile de stâncă sau sapă o vizuină în nisip. Pinguinii mici, dimensiuni. Îi vom găsi între 30 și 50 de centimetri, greutate între 1 și 3 kg. Se hrănește cu pește, gril, creveți și calamari. Îi vom întâlni în Australia de Sud și Noua Zeelandă. Realitatea, pinguinii mici, de asemenea cunoscuți sub numele de pinguini fairy sau pinguinii mici și albaștri. Uitați-l aici, pe acest pinguin. Continuăm. Pinguinii imperiali. Pinguinii imperiali sunt cei mai mari pinguini. Pinguinii imperiali au dimensiuni între 1 și 1,3 metri. Greutatea lor este între 30 și 40 de kilograme. Wow, sunt mari! Se hrănesc cu pești, calamari, creveți și crabi. Unde îi vom întâlni? Ca zonă Antarctica. Realitate. Pinguinii imperiali își pot ține respirația mai bine de 20 de minute. Wow! Îmbrățișare de grup. Pinguinii imperiali au pene izbitor de negre, albe și gât galben. Aceștia trăiesc în gheața din Antarctica. Pentru a supraviețui iernilor înghețate, aceștia se ghemuiesc împreună în grumuri mari pentru a se încălzi. Ei se amestecă în continuu pentru ca fiecare pinguin să aibă în centrul sau de căldură. Super! Pinguinii săltăreți. Pinguinii rockhopper sunt unii dintre cei mai mici pinguini. Sărituri. Pinguinii rockhopper sunt mici, dar zgomotoși. Aceștia au ochii roșii și pene țepoase de culoare galbenă și neagră pe cap. Ei sunt cunoscuți drept rockhopper, săritori pe stânci, pentru că le place să sară de pe o stâncă pe alta.
Înălțimea între 40 și 55 de centimetri. Greutate 2-3 kg. Îi vom întâlni în America de Sud, Noua Zeelandă. Se hrănesc cu grill, pește, calamari și crab mici. Pinguinii rockhopper își agită petnele și mișcă înotătoarele pentru a atrage atenția. Și aici câteva exemple cu sticăre cu pinguini. Uitați cât de drăguți sunt. Tăimitor de frumoși. Această cărticică au prezentat-o cei de la McDonald's, de la meniu Happy Meal pentru copii. Uitați cât de frumoși sunt. Sănătate. Mă scuzați. Wow, ce pinguin aici. Wow. E roșu. E roșu. Da. Acum vom continua cu puii de pinguin. Puii de pinguin. Puii de pinguin eclozează din nou ouă prețioase. Ouăle pinguinilor imperiali și regali sunt păstrate în siguranță și la local într-un săculeț între picioarele tatălui până când aceștia sunt gata să de eclozare. Alte ouă de pinguin sunt puse într-un cuib și păstrate calde de ambii părinți. Puii de pinguin sunt acoperiți în pene calde și pufoase numite puf. Mod de alimentare amuzant. Pinguinii își hrănesc puii regurgitând alimente moi în stomac, din stomac în cioc. Pinguinii trec apoi mâncarea în ciocul puiilor. Să vă arăt și o poză. Cum mă hrănește. Uimitor că aici este tatăl care face foarte multă distracția la pinguin. Ei, vedem cum sar. Pinguinilor le place să se joace. Aflați în căutarea adrenalinii, pinguinii se distrează împreună. Aceștia stau pe gheață, pe burțile lor netede. Această activitate este cunoscută ca datul de dedelușul. Ei se dau pe valurile mării și merg înapoi la țărm. De asemenea, pinguinilor le place să sară în mare, de la mari înălțimi, de pe stânci înalte și iceberguri. Alunecușul pentru ei fiind totodată și distractiv. Datul de dărdeluș îi ajută pe pinguin să călătorească sute de kilometri, miile chiar, pentru a găsi hrană. Uimitor de frumos, aici avem perechile de pinguin care se potrivesc. Poți să identifici perechile de pinguin care se potrivesc. Iar noi avem 3 coa. Avem 1 cu ce. Uitați-vă la aripioară. Iar acestora le lipsește aripioara. Și avem 2 cu B. Iar aici este un labirint care trebuie să ajungă așa până la acest pinguin. Aici este un test referitor la pinguini. Încercuiește răspunsul corect. Pinguinii sunt buni la not sau la zburat? La boas. La not. Da. Pinguinii trăiesc în apropierea sa, munților sau a mării? La munților. A mării. Cei mai mulți pinguini preferă mările care sunt reci sau calde? Reci. Reci, cu răspuns corect. 4. Grupările de pinguini sunt numite colonii sau clanuri? Clanuri. Colonii. Cei mai
Cel mai mare pinguin sunt pinguinii imperiali, pinguinii ferii. Pinguinii ferii. Pinguinii imperiali. Pinguinii mănâncă mult pește sau iarbă? Mult pește. Bravo, răspuns corect. Pinguinii sunt acoperiți de lună sau puf? De lună. Nu lună. Puf. Puf. Pinguinilor le place să se dea de dârdelușul sau să se cacere? Și cacere. Ce? Să se dea de dârdelușul. Cu dedeuș. Și așa? Satinar. Iar aici încheiem povestea noastră de astăzi. Cu drag pentru pinguini. O lume uimitoare. Pinguinii sunt grozavi. Le mulțumim celor de la Happy Meal. Pinguinii sunt grozavi, ei notă în apele unora dintre cele mai reci oceane de pe planetă. Descoperă lumea despre lumea noastră uimitoare. Continuăm cu urși, feline, ori, dinozauri, elefanți și pinguini, vulcanii și veți găsi și o carte digitală distractivă disponibilă pe site-ul lor, Viața Marină. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc numai bine. Pe curând! Pa, pa!